Au chemat probabil continuă cercetările, mai au poate să pună întrebări, vom vedea. Laura Luiza Anghelina, șefa urbanismului din cadrul primăriei Buravadului, a fost chemată din nou la audieri de către procurori. Aflată în control judiciar, aceasta nu a făcut prea multe declarații în fața anchetatorilor. Vă cunoșteați cu domnul Dinicu? L-ați ajutat pe el să obțină avizele? Laura Luiza Anghelina este acuzată de abuz în serviciu. Aceasta a îndeplinit responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Nu am dat declarație, mi-a menținut declarația de la judecătorie. De ce s-a întâmplat în dosarul fermadașilor? Înțelegem că dumneavoastră ați semnat mai multe documente, ați mers în teren, ați făcut verificări. Erau legale și atât de asta. Mai exact, certificatele de edificare? Da, sunt legale, da. Dar de ce nu s-a mers la control? Nu dispuneam eu controlul, nu aveam funcție să merg în control. Anchetatorii spun că ea și-a îndeplinit defectuos îndatoririle de serviciu în legătură cu demersurile de intrare în legalitate a construcțiilor de la ferma dacilor. Cum a venit pentru dumneavoastră cu acest dosar și aceste acuzații? Cum vă simțiți? Ca o căzătură în cap dintr-un pom. Ca o bușitură cu ceva contondent, cam așa. Contestația la măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile luată în cazul funcționarei din Gura Vadului va fi judecată pe 6 februarie de către magistrații judecătoriei Ploiești.